Ești pregătit? Sper că da! Deoarece în acest videoclip îți arăt o metodă de făcut bani online cu CPA Marketing. Și mai exact, bani online cu CPA Grip. Deci, înainte să începem, nu uita să apeși butonul de like, butonul de subscribe și să-i dăm drumul. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te duci pe acest site web, pdfdrive.com. Ce poți face pe acest site? Găsești diferite e-book-uri gratuite pe care le poți descărca, în orice nișă. Iar după cum vezi, acest site web are peste 83 de milioane de e-book-uri de descărcat gratuit. Fără reclame, fără limite, doar descarcă gratuit. Iar acum, depinde unde vrei să te arunci, în orice nișă dorești, pur și simplu poți să te duci pe categorii, poți căuta cum dorești tu, dar pentru acest tutorial o să mă duc aici sus și o să scriu Make Money Online. Bum! Imediat mi-a apărut e-book-uri în această nișă. Deci poți lua orice e-book dorești tu de aici, poți lua în orice nișă dorești. Ideea este alta, deci uită-te până la finalul acestui videoclip, pas cu pas, ca să înțelegi ideea, iar apoi știi ce trebuie să faci. O să mă duc și o să iau primul e-book de exemplu, apăs click și apăs download. Aștept câteva secunde, apăs din nou download și pot să spun aici Make Money Online, save și am descărcat acest PDF în calculatorul meu. Din nou poți să alegi orice e-book dorești, am ales acest e-book doar pentru acest exemplu. Următorul lucru pe care trebuie să-l faci este să te duci pe orice platformă unde poți încărca fișierul tău. Și de exemplu te poți duce pe acest site web, mediafire.com. Iar aici trebuie să te duci pe upload, add file și vezi aici e-book-ul nostru, iar apoi apeși acest buton, aștepți și acum poți copia linkul. Deci acesta este linkul către e-book-ul tău, ca lumea să poate să îl descarce. Interesant, nu? Dar ce facem următorul lucru? Ne ducem pe CPA Grip. Aici vom face banii pe CPA Grip. Deci așa poți face bani online cu CPA Marketing. Deci aici pe CPA Grip te poți duce pe Monetization Tools, iar apoi te duci pe URL File Lockers. Aici pur și simplu apeși Create New URL Locker Now și bifezi această căsuță, iar apoi apeși Continua. Perfect. Ce trebuie să faci următorul lucru este să lipești linkul aici. Linkul care l-ai făcut mai devreme, care duce către e-book-ul tău. Deci, acesta de aici, ok? Aici pe Mediafire, vezi că ai e-book-ul aici încărcat și vezi această iconiță mică, acest simbol, așa copiezi linkul către e-book, apăsând aici. Și mergem și lipim linkul aici. Perfect. Acum poți să alegi orice template dorești. Poate vrei template-ul tău să arate așa. Poate vrei să arate așa, deci după cum vezi, poți să alegi orice template vrei. Și să spunem că luăm acest template. Apăsăm Save și ne-a scos de tot, ne ducem înapoi pe el și îl edităm puțin. Aici poți să scrii, vezi aici textul de sus, Make Money Online Today. Deci despre acest lucru este și e-book-ul nostru. Aici poți să pui un nume, ce nume dorești. Aici la buton text poți să spui download now, poți să lași așa cum este. Iar aici la offer help text poți să spui complete offer below to receive your e-book. Deci practic va fi butonul când cineva apasă apare acest text, complete offer below to receive your e-book. Perfect. Ai pus linkul de la e-book, 3 oferte, poți să pui și 4 dacă dorești. Dar după cum scrie și aici, ideal este 3. Poți schimba textul, poți face orice dorești tu. De asemenea, vezi acest text, îl poți edita aici sau chiar îl poți șterge, nu este nicio problemă. Iar apoi vezi aceste comentarii, zice să completezi o ofertă pentru a lăsa un comentariu. Este un fel de cam cum să zic. Vezi aici cum funcționează, input all your valid information de survey. Odată ce a fost completat, poți descărca e-book-ul automat, deci este un template foarte, foarte bun. Apoi dacă mă duc la HTML aici, dacă mă duc în josul paginii,
Vezi aici, I am so glad I was finally, vezi acest comentariu. Deci, practic, aici poți să pui comentarii false, ok? I like this method for making money online. Simplu. Vezi că nu s-a schimbat nimic. Dacă apăs un click aici, mă duc pe mobile, mă duc din nou pe desktop, dau în jos. I like this method for making money online. Foarte, foarte simplu. Dacă te duci mai în sus, cauți acest nume, ok, acesta de aici, îl poți schimba. De exemplu, acest comentariu a fost lăsat de Mădălin, Mădălin de la MP Educativ. Din nou, mă duc la mobile, desktop, dau în jos, vezi aici, Mădălin a lăsat acest comentariu. Este doar un exemplu. Bineînțeles, trafic străin, nume străine. Și așa poți face cu toate cele de aici. Al doilea lucru ce mai poți face aici, pe lângă a schimba aceste comentarii, te poți duce mai în sus și vezi aici acest nume, poți să pui makemoneyonline.pdf, deci numele. Bineînțeles, e-book-ul ar trebui să aibă un nume mai atrăgător. Am pus doar, de exemplu, Make Money Online. Deci apăs aici mobile, desktop, vezi aici makemoneyonline.pdf. Poți să ștergi aceste lucruri, poți să faci cum dorești tu. Perfect, ai făcut acest lucru, te duci, apeși Get Links și copiezi acest link. Deci acest link duce aici, către e-book-ul tău, către oferta de CPA Marketing. Cine apasă aici o să-i se dea 3 oferte și trebuie să completezi o ofertă ca să primească acel e-book. Următorul lucru pe care îl poți face este să te duci pe Canva, o platformă de graphic design. Poți folosi gratuit, de asemenea are și un plan pro, poți încerca Canva Pro 30 de zile gratuit prin linkul la descriere și te duci aici pe Canva. Pe Canva tot ce trebuie să faci este să apeși aici și să scrii website. Apeși pe website, apoi cauți un website care arată bine pentru tine, care îți place ție. De exemplu, iau acest site web, customize this template. O să șterg acest lucru și aici o să spun Make Money Online. Din nou, tu scrii ce dorești. Download now the best ebook. Ok, eu îți dau cum din nou, repet și repet. Creativitatea îți aparține, tu scrii cum dorești, faci site-ul cum dorești ca să atragi mai mult, ok? Eu îți fac doar pentru acest tutorial. Apoi poți să ștergi această pagină mai în jos. Poți șterge și aceste pagini, nu trebuie să le ai foarte mare, este ca un landing page. Iar apoi poți să te duci pe elemente, poți să apeși să scrii e-book. Ok, să spunem că acesta este site-ul nostru, iar acesta este butonul. La buton ce trebuie să faci este să te duci și să selectezi textul. Îl poți face mai mare, bineînțeles, mai gros, cum dorești, dar trebuie să te duci aici pe link și lipești linkul care l-ai copiat de pe CPA Grip, adică către acel content locker. Enter. Dacă nu-l vrei subliniat, este aici, foarte, foarte ușor. Apoi, hai să vedem cum arată site-ul nostru. Preview. Și așa arată site-ul nostru. Interesant, nu? Te duci și apeși Publish Website, vezi cum arată și pe telefonul mobil și pe tabletă, pe ce dorești, arată super fine. Apoi te poți duce pe Free Domain, continuă, ok, aici nu contează prea mult, deoarece o să-ți arăt în câteva secunde ce poți face ca să nu arate a țeapă, ok? Ce poți face este să te duci și să apeși Publish. Și acesta este linkul către site-ul nostru. Bum, acesta este site-ul nostru. După cum vezi, scrie aici că Canva, deci este făcut cu Canva. O să-ți arăt acum cum să pară mai credibil și să arate mai bine. Deci ca să faci acest lucru, te duci pe Linkozordia, iar aici lipești linkul, apoi poți să îl scurtezi. Dacă ai un plan pe Linkozordia, de asemenea poți să pui aici Custom Alias. De exemplu, Make Money
Online. Ok, make money online. Depinde de e-book-ul tău. Poți spune după cum este e-book-ul tău și apeși shorten. Iar acum copiezi link-ul. Acesta este link-ul pe care tu trebuie să-l promovezi. Deci apeși enter. Așa este site-ul. Foarte frumos. Arată bine și pe telefon și pe laptop. Când cineva vine, bineînțeles, poți să pui mai multe detalii, să ai mai multe detalii aici, să fie un landing page mai bun. Dar când cineva vine, apasă pe acest buton, doar la Now the Best ebook, va fi redirecționat către Content Locker. Și aici o să vadă, doar la Now, o să apese Complete offer below to receive your ebook. Și așa va completa oferta. Acum, când vine vorba de promovare, cum ți-am spus la începutul videoclipului, depinde ce nișă te duci, funcționează pentru orice nișă, ce dorești și există foarte multe strategii, pe care multe le-am precizat în alte videoclipuri pe acest canal, dar de exemplu, foarte rapid, ce poți face? Te poți duce aici pe Cora, apoi te poți duce aici pe această săgeată, către profilul tău, vezi aici, edit, iar aici ce poți face este să pui linkul tău. Ok, linkul care l-ai făcut cu Linkozordia. Și acum vezi aici companii, a rămas numele de la pagina de Canva, deci acest nume de aici. Când salvezi poți să-l schimbi, apeși update și o să ai linkul către acel site aici, pe Cora. Apoi te poți duce aici sus și poți căuta întrebări în nișa ta. Și vezi aici foarte multe întrebări. Poți răspunde la toate aceste întrebări, nu trebuie nici să știi engleză, poți răspunde cu ChatGPT, foarte ușor, poți face multe lucruri. Creativitate. Ce mai poți face pe Cora? Poți să te duci pe Past Hour sau Past Day, ok, zi Past Day, și o să vezi întrebări despre making money online în ultima zi, deci în 24 de ore. Și să fii primul care răspunde la aceste întrebări. Cum am spus, aceasta este decât o strategie, o strategie foarte bună, dar acolo sunt foarte multe alte strategii de promovare a ofertelor. Deci aceasta este metoda de făcut bani online cu CPA marketing. Sper că ți-a plăcut, dacă da, lasă un comentariu despre ce părere ai, lasă un like și subscribe. Eu sunt Madalin și ne auzim în videoclipurile următoare. Ciao!